Hei, bună băieți! Astăzi vom reveni din nou cu un videoclip de Overwatch. Văd că suntem pe harta mea preferată, pe Inferno, pe competitiv. Și chiar sunt foarte curioasă dacă suspectul nostru este codat, dacă vedem ce skin-uri are. Nouă la 8. Are 26 de kill-uri cu 12 morți. Și are siringa aia, să vedem. Îl știu pe ăla că e îngroapă acolo și i-a dat cap direct. Asta a fost cam ciudat. Și îl știe și pe ăsta aici. Și îi dă și la cap. Cred că deja nu mai întrebi prea multe, să știu. Nici skin-uri n-are. Îl așteaptă aici. Nu știu dacă numai mie îmi plac sau și vouă meciurile acestea de Overwatch, dar care au și skin-uri mișto sau cuțite, deci le ador, știi? Când știi că aceștia vor lua bani, dar nu știu, nu, cred că nu interesează de banii care i-a băgat în joc. Părerea mea, adică e una să am niște skin-uri ca lumea, cuțite sau mai știu eu ce. Nici chiar dacă n-aș, nici nu am sau chestii de genul, nu mă risc. Da, păi să mai am și niște skin-uri super ok, știi? Dar na, acum fiecare cum vrea. Ok. Au apărut doi și de aia și-a luat-o. S-a enervat ce fiz ca să nu stea să mai încarce siringa așa arma asta care are mai multe gloanțe. Ia să vedem, de nou scop. Vede că îi vine după second mid. Ok. Cu siguranță are și wall și aim, fără discuții, nici nu... Ia, uitați. Bang, de cap. La liniște și pe ăla și-a luat și runda aceasta. Vă că e 10 și 10. Runda 21, iar suspectul nostru a luat 34 de kill-uri. Ok, l-au omorât pe ea, l-au câștigat și runda adversarii. Pentru că, din câte vedeți, el îi cară pe toți. Niciodată nu mi-a plăcut această armă. Și am văzut că majoritatea codaților joacă cu ea. Și de nou echipa advers câștigă runda. Deci dacă moare suspectul nostru, moare toată echipa. Joacă cam nașpa echipa lui. Bine că dacă stau și mă gândesc, și de la echipa adversă este unul cu 41 de kill-uri, mai multe ca el, deci e posibil să fie un codat și în echipa adversă. Nu știu. Adică nu cred că e posibil ca unul din echipa adversă fără coduri să bată un codat, știi? Sau să aibă mai multe kill-uri ca un codat. Da, pe-n perete. Sper să facem cât mai multe like-uri la acest videoclip. Și sper că
Îmi apreciați munca și vă place ceea ce fac și aceste videoclipuri de Overwatch. Să facem cât mai multe. Vă că își lasă și echipa să mai facă și cât un kill sau să mai moare și ei, nu știu. Ok, am murit. Deci de kill-uri, 2 asist-uri, 16 morți. Oh. Ok, hai că s-a terminat și demo, haideți să-i bifăm aici. Și haideți că ne revedem cu Overwatch-ul următor. Ok, hai să vedem și ce face al doilea nostru suspect în acest videoclip. Este pe Dust 2, în echipa Counterilor. Are, este pe primul loc cu 11 kill-uri, 2 morți și un assist. Ok, cap direct, cap prin ușă. Din nou. Nu știu de ce, dar și nu știu dacă ați observat, dar în ultimul timp nu mai nimerim și noi niciun Overwatch ca lumea cu niște oameni pur și simplu suspecți degeaba sau să, nu știu. Bă, să nu mai codați, să nu mai, nu prea îmi place chestia asta. Dar să sperăm că în videoclipurile următoare vom reuși să găsim și noi niște suspecți care nu folosesc coduri. Așa că urmăriți toate videoclipurile și apăsați acolo câte un like și dați și câte un share să ne strângem cât mai mult. M-am hotărât, adică în cel puțin așa m-am gândit deocamdată și cred că asta și o să fac, ca la 500 de abonați să facem un Q&A, să vă răspund la toate întrebările voastre. Un videoclip special pentru acest lucru. Iar la 1000 de abonați, când o să strângem acest lucru, sper să-l facem destul de repede, mă gândeam, dacă vreți și voi, să cumpăr o cameră web și să facem videoclipurile și live-urile de atunci, să le facem cu fastcam, să le facem cu cameră. Dar asta depinde numai de voi, dacă mi-apreciați videoclipurile, munca, dacă apăsați butonul de like și încet, încet, cu siguranță vom reuși să ne strângem cât mai mulți, să ajungem și acolo. Acum nu știu, dacă aveți și voi alte idei de jocuri, ce vreți să mai jucăm sau live-uri, nu știu, ce vreți voi, eu țin cont de orice, orice părere, orice decizie. Acum depinde de voi. Dacă vă place ceea ce faci, vreți să continuăm așa. Lăsați-mi în comentarii ce părere aveți despre ideea mea cu Q&A-ul la 500 de abonați și la 1000 de abonați cu să facem live și videoclipuri cu cameră. Să puteți să mă vedeți, să vorbim altfel, nu știu.
Așa că și de această dată suspectul nostru nu este doar un suspect, dar este vinovat de Wall și Aiem. Ca de fiecare dată și ca ceilalți de până acum. Știa că-i vine și unul din B, dar prefera să se ducă în A pentru că a văzut că plantează bomba. Și l-a cam luat. Da, da, cap prin flash, prin smoke și prin perete, serios. Cap la amândoi. Știi că trebuie să mai vină unul pe partea asta. Și l-a cam luat și pe ăsta. Ok, omul va primi report și pentru griffing. Ia să vedem ce mai faci. Până acum îi vom bifa Aim, Wall și griffing. Hai să vedem ce mai faci, să vedem dacă îl mai putem raportat de ceva. Patru de kill-uri, are și 8 MVP-uri și 77 la scor. E posibil dacă continui tot așa să intre în Overwatch și automat. Cât mai e până la 100? Puțin. Și l-a sărit simplu. Serios, chiar reușești? Ah, n-a reușit. Mi-e trebuia mai puțin de o secundă, dai seama. Și-a luat botul și da, e același lucru. Putea să ia kitul de jos. Era chiar al lui. La limită a fost. Sniper!
Să plimb omul, nu mai are chef. L-a văzut. Ok, s-a și terminat. Ok, cu siguranță este vinovat. Alt ajutor extern, nu, și Griffin, da. Hai că am terminat și videoclipul de astăzi. Sper să nu uitați de ce v-am spus, faza cu cei 500 de abonați cu Q&A și cu camera la 1000 de abonați, așa că dacă vreți, spuneți-mi în comentarii ce părere aveți. Și nu uitați să apăsați pe butonul de like, așa că noi ne vom revedea data viitoare.